Pentru că sărbătorile pascale se apropie cu pași repezi, gorjenii au făcut potecă la agențiile de turism pentru a procura cât mai repede bilete de vacanță. Dacă anul trecut aceștia doreau să își petreacă sărbătorile în afara țării, acum în topul preferințelor este Maramureșul. Suntem deci în plină activitate. Pot să vă spun că deja au cumpărat pentru sărbătorile pascale, s-au cumpărat bilete de odihnă în Maramureș, Bucovina, și ca o noutate pentru noi, în Delta Dunării. Cele mai multe solicitări le avem pe Maramureș, la câteva pensiuni la vreo 4-5 km de orașul, de localitatea Borșa, unde turiștii noștri în noaptea de înviere se duc la o biserică, la mănăstirea Borșa, la înviere. Turiștii vor avea parte de produse tradiționale, dar și de surprize care mai de care mai plăcute. Merg la aceste pensiuni, merg să viziteze cimitirul Vesel de la Săpânța, care e prins în programul care se desfășoară în această perioadă, și o plimbare cu măcănița Bavaria pe Valea Iezelului. E ceva de vis. Mâncăruri extraordinare, deci începând cu acea clisă maramureșană, și mai nou pot să vă spun că ei servesc ca mai nou acea ciorbă rădăuțeană. În acest an, catolicii și ortodoxii sărbătoresc Paștele în aceeași zi, respectiv pe 16 aprilie.